astăzi în Rabă News. Aflăm că urmașii oameni umidă aghicesc și în divorț. Oameni și fapte în lumea în care trăi. Iar la infuzia antistres, aflăm cum se gândește cardul cu teleshopping. Bună seara și bine ați venit la o nouă ediție Rabă News! Da, bună seara! Jurim încet în șoaptă. De ce? Nu știu. Am început. Am început emisiunea, să nu ne audă lumea ce vorbim. Ce... Ah, da. Bună seara! Bună da. Seara și mie bună v-am seara. Găsit. Bine, da. Bine la o nouă ediție Rabă News, aici Rabă de față, de față, news-urile lângă el. Păi, apropo de vorbit în șoaptă, ce că e foarte faină chestia aia că un ardelean să trezește el să plece în Germania și ia niște sfaturi, mă, ce fac eu pe acolo, nu mă prea pricep, nu știu, germană, limbia se strige, ce, nu mă, ce tu trebuie să vorbești exact în românește, numai că mai rar. Eu nu vă rog. Da, mă, zice, pe cuvânt. Tu știi, dar pe-a mai fost de trei ori. N-a bine, mă. Mere să ajunge în Germania, mere la un bar și zice, bună ziua, adică, bună ziua, ăla, bună ziua. Zice, dați-mi și mie o bere. La care sta, poftiți o bere. La care sta, zice, noroc, ăla, noroc. La care stă ce? Eu îs din Turda. La care stă? Și eu îs din Turda, barmanul. La care stă? Păi, bă, dacă suntem din Turda, de ce vorbim în nemțește? Ce vorbim în nemțește amândoi? Da, ca să se înțelegi. Înțelept bancul ăsta, știi, pe undeva. Că, apropo de mari înțelepți, știi? Ca să citești și eu din marii înțelepți că ai nopților scurte de glorie, știi? Adică aia care a fost da. Pentru noapte președinte, aia sunt mari înțelepți. Aia sunt mari. Citezi din mari. El, acum Mircea Geanu a declarat recent că, de fapt, el nu are nevoie de o platformă la PSD, pentru că el însuși este o platformă. Ah. Știi? El e o platformă. Deci el e o platformă. Da, e o platformă. Și am stat și m-am gândit. S-o constituit într-o platformă. O platformă, da. Am stat și mă gândesc așa, știi? Dacă tot în Libia, știi, platformele de petrol de acolo, robinetul de petrol, e revizie de asta în Nord-Atlantică, știi? Acum de ce nu încercăm să forăm ceva din platforma geană? Asta poate să extragem ce? O picătură de ceva, să poate ne deșteptăm la casă, înțelegem și noi ce vreau să zic, știi? Știi că nu prea am înțeles eu foarte tare ce vreau să spună și cu toată treaba. Eu am înțeles foarte tare ce o să vei atunci, a fost interesantă chestia cu șampania. Da. Singurul om din țară care știe cum să pune dopul la o șampanie. Da. apropo de băutură, zice că are un ardelean la doctor și ăla îl consultă, tu și asta de numai ce tu știi, zice, tu să nevoastră, zice, cam urâtă, zice, fumați? La care asta zice, nu, zice, dar o țuică n-aș refuza. Și că la București, la grădina zoologică, e intrarea liberă. Pentru oricine. Vii de afară, direct în grădina zoologică. Deci că pe lângă câinii comunitari și mâțele care erau acum pe stat, doar că primăvară au apărut și șobolanii, știi? Deci, și acum sunt. Acum sunt animale de toate categoriile pe toate străzile Bucureștiului, știi? E frumos acolo, știi? Și noi din cauza mizerii. Nu, dezmorțit ăștia că vin primăvara și gata tot. Au stat într-o stare hibernare. Ecologic, da, știi? Natura. Adică dacă există mai mult șobolani, dispar mai multe mâțe. Apar mai multe mâțe, dispar mai mulți câini. Șobolanii ăștia și dispar mâțele și câinii, dacă crezi prea mari. Apropo de chestia asta, e fain bancul ăla că vine Ion la Gheorghe, zice, mă, zice, tu cum, zice, reușești să predai atâta lapte, ce în fiecare zi, zice, 100 de litri, zice, și numai două vaci ai. Păi ce simplu, zice, eu când mă duc dimineața în graj, zice, mă duc cu șuștariul într-o mână, cu găleata, și în alte cu cuțitul. Și mă apropii de câte un așa întreb, ce avem astăzi, lapte sau carne? Bun, din ciudățeniile lumii, hai să vedem și noi că și astăzi avem ceva din lumea asta în care trăim, să vedem un prim episod, cu fântână, omul fântână. Deci, omul fântână. Hai să vedem lumea în care trăim omul fântână.
Ce zici tu să ai o fântână de asta în fondul curții? Eu cred că mai rămas de două dusuri și de un incendiu. Păstă un șai de oră. Dar problema e că dacă nu irosea așa de mult la început, păi puteai să spere de tribul pe dinți. Și pe spate. Asta te mă bună, știi, că iei 10 de ăștia și îi pui într-o tulumbă de aia de pompieri și nu mai trebuia să o plec cu apă, știi? Că tot, nu, că ăștia și fac curânduri. Și dau drumul să stângă focurile, mă. Ia, știi că acum la modă în știrile din România sunt divorțurile care sunt pe cap de afiș, asta Monica Irinel și Oana cu Pepe altul, și în curând alții. O fază acum recentă la fața tribunalului acolo unde trebuie să se judece, știi, chestia asta cu adopția Irinel și Monica. Afară și cine era lângă mașinocul lui Irinel? Putem spune Bentley, că sunt foarte rare, știi, și da. Nu ne face nicio reclamă la Bentley. Probabil. Nu știu, noi ăia care se face reclamă la ceva. Așa, pe Bentley-ul lui acolo, scos cărțile, mă, alea de tarot, mă, dată, și dă-i cu ele totul ăsta. Să ghicească. Astea urmași și urma Maomida, știi, că o veni primăvara s-a transformat în fluturaș. Dă-i cu cărțile pe Bentley-ul ăsta. Să ghicește dacă rămâne fetița cu Irinel sau cu... Asta e una. Și mai ghicit după aia că Monica o divorțat pentru că o scăpat de vraja și farmecele banilor, mă. Că prima dată ăsta i-o atras, știi? Asta a fost vraja care i-o atras-o, știi? Și-o făcut farmece și acum au scăpat de vraja asta și zice că... Apropo de mașini, de ăsta, zice că un ardelean ajunge în centrul capitalei cu o căruță, cu un măgar, mare ce mare... Mașini stânga, dreapta, știi că de aia că apropo de mașini. Tot el depășea, îl acoperea, ăsta era bolon de cap. Mă, l-am dat într-o intersecție, s-o schimba culorile, nu știu ce i s-a părut straniu la măgar. Nimic, nu mai vrut să înainteze deloc. Bă, ăsta tot îl hățea, tot îl împingea, tot îl înghiontea, tot nimic. Am dat să coboară jos din căruță, ia un par și se apucă și de la măgar. Păstă șele, păstă spate, păstă picioare. Nimic, opresc cu grămadă de mașini, vreo 3-4. Ce-i fărăuță rușine, bat măgarul, ce? Ăștia, știi, foarte măgarul bun. Meu, mă, măgarule. Da, e măgarul meu, dau cât vreau el. Mă, dobitocule, mă, măgarule și mă ghiță bucătarele și el. No, mă, pun ăștia mână de la mână, cobor vreo 4-5, apucă și ți-l bat pe ăsta, pe ardenean de numai. Ăsta, no, cumva scapă, pleacă cu măgarul, ajunge înapoi în Ardeal, în poiată, închide ușile, ia o coadă de lopată și apucă, se dă la măgar, așa de la mărunt și apăsat ca la râmnicul sărat. Mie nevasta, ce farmânie bunule, ce nu mai da așa el că îl omori. Da, și tu zice că, zice, tu nu știi ce gașcă are ăsta la București. Și apropo de circulație, că a zis că e circulația asta și din București și din Cluj și din marile orașe în România, că e foarte mare, știi? Și noi suntem așa cum suntem, știi? Extrem de nervoși, știi? Ne nervăm foarte repede, dacă unul merge mai încet, dacă ăla trece mai încet, pot trece de pietoni, știi? Imediat, știi, ne aprindem, necutare. Sărim. Dar stai să-ți arăt ce se întâmplă într-o țară mai civilizată, știi? Când trec pietonii strada, să ne uităm, pietonii. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange, when you're strange, when you're strange. Strange when you're a stranger, faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down.
strange. No one remembers your name when you're strange, when you're strange, when you're strange. Da, ai văzut? Ești foarte, foarte, foarte civilizat. Nu se enervează oamenii aia, măi, nu? Ca... Dar nimeni nu se gândește, mă, stai un pic. Acum au trecut Yeti, acum o vine Moș Crăciun. O plecat Moș Crăciun, vit albă ca zăpada. După vite la neosăpat, o plecată l-a venit ăla care bătea Jimmy ăsta cu pimpul cu e câmp pe trecere. După a venit ăla cu rachetă cu crosta de hockey, a fost cu hockey. Nu știu, da. Poate a fost cu de golf, că n-am mai văzut. Eu de atunci, spun eu, cam de 10 ori coboram și luam un taxi. În direcția opusă? Da. Că acolo nu puteai să mergi, că era ocupată trecerea de pietoni acolo. Normal. Și între timp, am mai avut și unul timp să sape nu știu ce canal acolo. Ai văzut că eu nu stat o pancarte. Atenție, caz, nu dați în ce, civilizați, mă, oamenii, în orice știință ai atâta răbdare, știi, când trec... Eu am văzut, atâta răbdare am mai văzut, dar numai la popoarele astea nordice, de fapt foarte nordice, la inuiți, în Laponia superioară, unde, într-adevăr, sunt... 6 luni pe an acolo nu se circulă. Nu, nu. Deci, ori tu nu care și-o parcat acolo mașina, mai treceai câte un ren, ăsta nu vrei să-i stresezi, ren, ren, mă, protejat. Vine Greenpeace-ul. Bineînțeles, însă, poate stresezi renul. Da, da. Aha. Și ăla nu, oricum n-avea benzină, am înțeles că după aia de 6 nu s-a mișcat, ăia a trecut în 6 tăzi care au trecut, că era ziua, știi? Noaptea nu trec pe trecere, că renii nu vă noaptea și dau peste ei. No. Și după aia au început să... No. Ce astăzi, ce zi astăzi? 22? 22, da. Astăzi se schimbă zodii. Astăzi, astăzi vin zodii bune pentru toată lumea. Trece la o zodii la alta, da. Da, 22 martie. Hai să vedem, da. Horoscop, horoscop, horoscop. Horoscop. Perbec. Miercuri nu e o zi bună pentru planuri îndrăsnețe. Oricât de tentante sunt perspectivele, forțarea lucrurilor duce la pierderi și la încetinirea acțiunilor. Nu dați totul pe o carte, oricât de tare ar străluci rezultatul. Acceptați sfaturile înțelepte ale colegilor. Temperarea poate însemna mult și tot ce e mare nu e neapărat și bun. Taur. E bine să faceți pașii rând pe rând. Alocați timp pentru momente de reculegere pentru a vă da seama ce vreți cu adevărat și a putea apoi obține ceea ce doriți. Curajul dumneavoastră este puternic, dar impulsiv. E mai bine să evitați comunicarea cu vecinii. Stabiliți intențiile dumneavoastră înainte de a vă lansa în discuții complicate. Gemeni. Condițiile sunt ideale pentru a vă îmbunătăți viața amoroasă. E binevenită lenjeria provocatoare pentru a petrece mai mult timp în dormitor. Explorați ideea de suflete reunite. Dacă sunteți mai indulgenți cu latura dumneavoastră senzuală, ați putea chiar obține beneficii bănești de pe urma alianțelor. Rac. Oferta vieții dumneavoastră vă bate la ușă, dar nu sunteți siguri dacă vreți să sacrificați o parte din viața dumneavoastră pentru ceea ce vi se oferă. Ar fi bine să vă gândiți că orice e bun merită sacrificii. Asta e adevărata valoare a lucrurilor. Leu. Dacă vreți să aveți sprijinul celorlalți, trebuie să le dați un motiv să vă urmeze. Dacă sunteți prea vag, lumea nu are încredere în dumneavoastră. Însă, trebuie și să vă protejați într-o oarecare măsură proprietatea. Aveți probleme legate de împărțit. Fecioară. Nu este neapărat o perioadă în care să vă simțiți bine, fiindcă aveți multe obligații care vă pot striga multe planuri. Sarcinile vă presează, dar dacă vă concentrați la fiecare pe rând, o să ieșiți cu bine din toate situațiile. Țineți-vă de cuvânt, dar lăsați timp și pentru distracție.
Da, asta a fost prima parte. Urmă, bă, mai mult ne interesează partea a doua, știi? Dar o să venim acolo, mai târziu. La Gemeni nu prea am înțeles că nu mai înțeleg nimic. L-am dat zicea că poți să încerci să folosești farmeci în alea lingerie, nu știu de care, și pe urmă să termina final de la Gemeni, cum că poți să obții și beneficii probabil de natură sentimentală, că nu mă gândesc da, eu că... Nu înseamnă că trebuie să vinzi lingerie. Nu, nu era la vânzare de... Nu vânzi lingerie, nu. Deci o utilizezi în scopuri... pur terapeutice. Terapeutice, da. Sau... Asta e... Eu să aminte un banc fain, un ardelean la piață, știi? Era cu niște găini de vânzare. Apare o cucoană de asta așa mai băgăreață, zice găinile astea sunt de la noi sau din străinătate? La care zice, domnule, dumneata, vrei să le mânci sau să vorbești cu ele? Ca să știi în ce limbă ți se adresezi. Și de-aia o întreba dacă găinile sunt din... Bun, să mergem mai departe și să spunem în felul următor. Că în povestile astea, știi, cu lumea, din lumea în care trăim, se întâmplă tot felul de chestii, sunt oameni cu tot felul de calități și oameni care au mai puține calități. Referitor la ce vom vedea în continuare la omul cu calitățile care le va prezenta aici, care sunt într-adevăr deosebite, astăzi vom vedea un film cu calitățile omului respectiv și mâine... Cu necalitățile. Cum a realizat filmul ăsta și cu alte calități care le are, știi? Adică nu o să credem acum că lumea asta totul e perfect. Mă. Și gata, și eu gătat-o cu calitățile astea și mâine nu mai are. Nu mai știm în ce lume trăim dacă nu e așa. E asta, e lumea în care trăim. Lumea în care trăim, acrobatul.
balanță. Din cauza că nu înțelegeți trăirile partenerului, aveți tendința să petreceți mult timp analizând psihologic sentimentele și motivele lui ascunse. Intuiția vă spune că trebuie să empatizați mai bine cu perechea, de aceea vă pliați pe stările de spirit ale celui drag. Scorpion. Norii ce vă înconjoară ambițiile personale vor dispărea. Aceste momente vă energizează și vă impulsionează. Puteți cere ajutor unor femei și unor prieteni apropiați pentru a vă pune în aplicare planurile. Folosiți parfumuri noi pentru a scoate în evidență stările prin care treceți. Săgetător. Karma acționează asupra dumneavoastră, așa că pregătiți-vă pentru lecții marcante în domeniul iubirii. Dacă vă întrebați ce e iubirea adevărată, sunteți pe cale să aflați exact ce înseamnă ea. Guru al iubirii veghează asupra dumneavoastră. Capricorn. Mâine o să vă bateți capul cu ceea ce se vorbește în spatele dumneavoastră. Având în vedere că reputația joacă un rol esențial în succesul planurilor pe care le întreprindeți, ar fi bine să ieșiți din carapace și să o păstrați intactă. Prudența este mama reușitei, de aceea atenția acordată propriei imagini trece dincolo de ego. Vărsător. Sunteți în impasul de a trebui să împăcați iubirea, pasiunea, idealismul și interesul pentru propria persoană. Iubirea și pasiunea se dovedesc a fi sub așteptările dumneavoastră, de aceea vă veți simți neîmplinit. Ar fi bine să nu vă mulțumiți cu mai puțin decât aveți nevoie. Faceți-vă așteptările cunoscute. Pești. Chiar dacă sunteți tentați să creați o provocare inspirațională în ceea ce privește buna înțelegere cu prietenii, nu vă lăsați imaginația să zburde prea departe. Pentru a face o bună impresie, nu e nevoie să întreceți limita de sus. E posibil ca două persoane să lupte pentru a vă câștiga afecțiunea în această perioadă. Buonasera, señorita, buonasera. Ai văzut? Mi-au zis, la ceas de seară, uite, apariție spectaculoasă. La ceas de seară? Da, păi de ce? Nu-i ceas de dimineață, nu? Da, nu-i ceas de seară, uite, apariție spectaculoasă. Apariție spectaculoasă! Spectaculoasă! Bună seara! Bună seara! Ce unde ne mai trimiți? Vă mai trimit, voi trimiți, că... Unde? La Lebăda Neagră, că ieri m-a încercat. La Lebăda Neagră, da, ai de mers, că s-a amuzit că a venit ăsta vreme caldă, s-a topit gheața, lacurile, da. Nu mai... Și-a adică... ieșit lepedele, l-a notat. Da. Și unde? Pe lac? La Origine Blex, mâine seară, la ora 20:45. În regia lui Darren Aronofsky și Natalie Portman. Natalie Portman, care... Care și jocă, nu? Da, asta e una la mână, dar a luat premiul Oscar pentru cea mai bună interpretare feminină. Feminină? Nu? Păi da, pentru că am înțeles că joacă foarte bine, au auzit niște acorduri populare românești și au început să joace, mă rog, într-o pauză de filmare, că a fost altceva, dar nu, în rolul care joacă ea. Clar. Doina aia populară românească. Ta na 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 na. Ăla e cu lacul lebezilor. Doina aia noastră populară pe care dansează Natalie Portman în filmul ăsta cu Lebe Daniel. Cum erau chestiile care nu ne-au făcut cinste, mă rog, poporului român, nu unei anumite etnii, când o anumită etnie de aici făcea până Austria supă de lebezi. Da, asta a fost chiar la debutul nostru în democrație, știi? Da. Cu asta am debutat noi în democrație, știi? Cu lebezele de la Viena. Ce frituri de lebezi? Era lacul lebedelor de la Viena. Da, de la Viena. Nu, era numai lacul la un moment dat, după o expediție a prietenilor noștri acolo. Mai departe, spune-ne ceva. Vă spun câteva cuvinte. Spune-ne. Nina Sayers este o dansatoare la o companie de balet din New York, iar talentul, ambiția și devotamentul față de arta pe care o practică o îndreptățesc să aspire la statutul de primă balerină la spectacolul Lacul Lebedelor, ce urmează să se deschidă noua stagiune. Deși directorul artistic, Thomas Leroy, îi răsplătește eforturile și dăruirea, oferindu-i Ninei rolul râvnit, tânăra se simte copleșită de noile responsabilități. Situația se complică atunci când în ecuație intră Lily, o balerină dezinhibată, grațioasă și frumoasă, care pare alegerea perfectă pentru a interpreta rolul lebedei negre. Mâine seară o să aflați mai multe la ora 20:45 la Odeon Cineplex. Da, frumos, asta lebedea negre, da. Și totul se întâmplă pe lac, nu? Pe lac, bineînțeles. Lacul de pe scenă. Ah. E lacul de pe scenă pe care dansează lebedele. E, anco...
Vă mai invit și la Dincolo de Limite, tot la la Odeon Cineplex. Mâine se va difuza la ora 13.30, la 15.40, puteți să mergeți la 17.50, la 22.40. E în regia lui Neil Burger și în distribuție Bradley Cooper, Robert De Niro și Abby Cornish. Frumos, puternic. Dincolo de Limite. Oi. Out of Limits. Dincolo de Limite, atâta că de la ora, de la 1 de amiază, este și la 3, nu? Da, este și la 15.40. 15.40, ăla e mai... 15.40. Ăla mai bine că mai avem tabă pe la fabrica de pensule, nu mai știi? A, da, că la mică, sunteți, cu... Nu mai aveți mâine treaba. Nu avem treaba, astăzi trebuie să mai avem treaba de pensule. Bun, dar mai zim ce mai altceva, ce mai ai? Voi știți pe Zenobia, nu? Îmi cunoașteți deja pe Zenobia. Mai că trebuie să se întâlnească el și Zenobia! Ai întârziat, nu știu ce ai făcut. N-am reușit să mă duc la întâlnirea de data trecută cu Zenobia. Mâine vezi ce faci, la ora 19 te așteaptă Zenobia la Teatrul Național. Iar mă așteaptă. Te rog frumos, nu dezamăgi. Și de lipsă și mâine, cred că după aia mă așteaptă cine la ieșirea din platou. Și de Zenobia de astăzi. Cu vreun tort de ala cu frișcă în cap. Și revedem pentru cine n-a văzut, poate vedea, revedea Zenobia la Teatrul Național. La Teatrul Național, la ora 19, da. La ora 19, frumos. Și la cu lebezilor, cu lebeda neagră, de fapt, la acolo, pe lac. Ce? Și cam atât pentru... Și numai pentru... Mâine, numai, gata. Mai aveai un film, nu vrei să ne spui. Nu mai vrei să ne spui despre el, așa? Da, este, dar este la alt cinematograf. E alt cinematograf și nu... Și nu e aici în Cluj. Și dacă nu e în Cluj, nu știi cum e la cinematograful ăla. Nu știu. Dar știu că în Turda este la cinematograf, la... La cinematograful ăla de lângă... De lângă ălaltul care e lângă... Deci este, știi cum este un magazin și un restaurant lângă. Și dacă treci drumul pe partea aia de magazin de confecții și... Deci cinematograful ăla de acolo, care știi tu că îi între... deci acolo e un film care, nu știu ce cum îi spune, dar cred că e mâine, dacă nu e săptămâna viitoare. Bine, lasă că m-am lămurit acum cu filmele, dar bun, deci avem de ales între Lebăda Neagră, între Out of Limits, cu Robert De Niro și Zenobia. Bun, deci o ofertă destul de generoasă pentru ziua de mâine de miercuri, când trebuie să nu uitați, gemenii, să profitați de aceste evenimente pentru a vă expune lingeria intimă care vă aduce succesul zilei financiare. Și acum o să rugăm pe Denisa să se pregătească, pentru că vrem să ascultăm ce sfaturi ne mai dă ea astăzi. Vizorul, calculatorul, cinematograful sau alte activități de zi cu zi pot duce la obosirea ochilor. O simplă infuzie care se realizează în 10 minute și care poate fi folosită ca tonic pentru ochi. Aveți nevoie de următoarele ingrediente. 500 de ml de apă fierbinte, o lingură de flori de gălbenele, o lingură de mușețel uscat și o lingură de semințe de mărar. Apa se toarnă peste plante, se acoperă vasul și se lasă până se răcește. Strecurați infuzia, o puteți păstra aproximativ 5 zile la frigider. Cel mai ușor se poate folosi utilizând tampoane demachiante înmuiate în lichid și aplicate pentru 10 minute pe ploape. Ochii odihniți sunt și mai frumoși. Nu uitați că primul lucru pe care vi-l spune un bărbat care vrea să vă cucerească este: ce ochi frumoși ai! Nu numai ochii sunt importanți la o femeie, ci și tenul. Dacă aveți nevoie de tratament rapid de revitalizare a tenului, o felie de ananas bine copt poate face minuni. Tăiați pur și simplu o bucată de ananas și o treceți ușor peste fața proaspăt demachiată. Ananasul conține o substanță numită bromelaină, care ajută la îndepărtarea celulelor moarte, la micșorarea porilor dilatați și la diminuarea semnelor lăsate de coșuri. Cu o față luminoasă și o privire seducătoare, nu știu cine v-ar mai putea rezista. O seară bună și la cât mai multe cuceriri!
început rubrica sportivă și Raba și pleca să dea câteva ture aici a studioului pentru a dobori recordul de anduranță. Știi că se spune că ultimul care a dat niște ture era poștașul, pentru că nu știa că din nou adresa a postului de Transilvania Channel și s-a învârtit în jurul clădirii o jumătate de zi așa, până le-au omologat cei de la Guinness Book of World Records recordul. Bun. Să trecem la știrile din sport și o să încep și eu așa cum încep marile televiziuni sportive de specialitate din țara asta românească. Adică chiar dacă n-au o știre din sport, dau ceva în legătură cu un sportiv. Sau ajungi la un moment dat la următoarea fază în care povestești despre o acțiune care s-a petrecut nepotului fostului jucător de fotbal din nu știu ce echipă, știi? Dar ăla n-a nicio treabă cu sportul, ăla face cu totul jurul tău, și a făcut un accident de mașină, de exemplu. Dar asta este o știre sportivă pe canal de sportive, așa că și eu am să dau o știre sportivă de genul ăsta. Dar asta e mai aproape de realitate, e realitatea care ne frige la degete aici, uite, Nuno Claro. Portarul de la CFR a fost prins circulând prin Cluj cu 110 km la oră. Și normal că polițiștii au luat carnetul după ce s-a certat bine. Ideea lui Nuno Claro a fost că a zis așa, zice, dom'le, nu vă dau carnetul pentru că nu sunteți polițiști, voi sunteți niște falși polițiști. Așa o fi văzut el. Probabil că de-aia e CFR-ul acolo unde e gâi, că Nuno Claro din poartă, când vede atacantul că vine atacantul advers, zice, ăsta nu e atacant, ăsta e un fals atacant. Asta pe de-o parte. Iar pe de alta, dacă a ieșit din poartă la centări, cu viteza cu care a circulat el prin Cluj, s-ar putea ca poziția în clasament a CFR-ului să se schimbe. Lucru greu de crezut, dar mai rămâne să mai așteptăm. Să vorbim despre stadionul pe care îl așteptăm cu toții, nu de alta, dar acolo urmează să desfășoare o partidă de fotbal pe care noi n-am mai jucat-o de la Mondialul din 94 împotriva Argentinei. Atunci am învins, ne-am bucurat, acum să vedem ce se va întâmpla. Bine, dacă vom avea unde juca. La stadionul Lia Manoliu. Acolo lucrurile merg foarte bine, merg așa în cel mai pur stil românesc și decurg foarte normal. Numai în ultimele zile au fost terminați 1060 de metri de cablu electric în valoare de 173.000 de lei. 11 din cei 13 terminatori, din aia care au terminat cablu, sunt deja deferiți justiției și se află în arest preventiv. Asta este ritmul în care noi avansăm în stadionul Ilie Manoliu. Mutu a revenit la Naționala de fotbal. Și e mai mut decât oricând. Sau e mai mutu, cum să zic? Nu, e mutu, e mut. Mutu e mutu, degeaba. Deci mutu e mai mut decât oricând și nici nu are cum să fie altfel, nu? Dacă după ce și-o băgat sibutramină în ciorba dietetică, acum nu poți să vii cu gura mare și cu pretenții la Naționala după ce ai stat pe tușă atâta mare de rând. Așa că e cu mințel, tace, ascultă de Răzvan Lucescu acolo, ascultă și de ceilalți colegi, nu mai este liderul de altă dată din vestiar. Nu-i nimica să fie el sănătos, să dea un gol și să batem noi Bosnia și atunci iertăm tot, mergem, suntem în stare să mergem și până la Florența și să dăm ospătalul ăla pe care l-a bătut, să-i facem un tratament cu flecă de asta proaspătă de porc din ăsta crescut aici în Ardeal sănătos, ca să-i dispară vânătăile. Bun, cam asta atâta din sport. Ne apropiem așadar cu pași încet de meciul cu Bosnia de sâmbătă. Sperăm într-o victorie, poate o să mai vorbim și mâine și pe mine ce se mai întâmplă pe la Națională, care va fi lotul probabil, dacă vom reuși să-l aflăm, o să vi-l comunicăm și dumneavoastră. Și eu zic, probabil vom bate Bosnia, că după aia vine meci greu cu Luxemburgul. Bine, cam atâta pentru astăzi. Dacă a rămas singur, eu vă spun la revedere, o seară bună, nu uitați, rămâneți în continuare, imediat după mine, acum urmează infuzia antistres. O seară bună! Bine ați venit la prezentarea produselor Miserisan. Românii folosesc în medie 4 bucăți de săpun și un deodorant pe an. Jumătate nu se spală pe mâini după folosirea toaletei. Care să fie cauza? Sigur că nu dorința de a obla murdar și urât mirositor, ci ați ghicit dorința oricui de a-și antrena anticorpii și poate criza.
Pentru toate aceste opțiuni există soluția Mizerisan, mizeria în slujba omului. Bună, da! Bună, fe! Ce ne oferă astăzi Mizerisan? După cum știm, după cum știm cu toții, dragii noștri telespectatori, nu-i așa? Românul nu e prieten cu săpunul, cu orice fel de săpun. De aceea, de aceea, Mizerisan oferă telespectatorilor săi fideli un săpun care nu se termină niciodată. Săpunul Softfly. E atât de alunecos încât practic nu poate fi ținut în mână, stimați telespectatori. Dacă nu poate fi ținut în mână, e clar că nu poate fi folosit. Sigur că e clar. De aceea, un astfel de săpun ne oferă soluția pe viață în materie de igienă corporală. Extraordinar! Mizerisan s-a autodepășit. Sunați acum la numărul de telefon afișat pe ecran și puteți cumpăra un săpun Soap Fly, soluția mâinilor curate pe viață. Dar ce spun eu un săpun? Primii 20 de milioane de români care vor suna imediat vor primi de la Mizerisan la același preț. Nu un săpun, ci patru! Patru! Sunați acum! Patru săpunuri extraordinari, stimați telespectatori! O asemenea ofertă nu poate fi refuzată! Da. Ce alte produse ne mai oferă Mizerisan? Cercetătorii noștri care lucrează în domeniul sănătății și al serviciilor către telespectatorii noștri fideli au revoluționat piața pastelor de dinți! Extraordinar! Paste de dinți din lume vor păli în comparație cu această pastă de dinți Mental Cream. Pentru o mai bună igienă și dezvoltare sănătoasă a anticorpilor, folosiți Mental Cream. Primiți. Secretul acestui tub de pastă. După cum ați observat, acest tub de pastă de dinți nu are nici un orificiu de ieșire a conținutului. Iasă conținutul. Da, exact. Extraordinar. Numai mințile luminate de la Mizerisan ar fi putut crea așa ceva. Sigur că vă întrebați cum se folosește Mental Cream. E foarte simplu, stimați telespectatori. Trebuie doar să te uiți la tubul de pastă Mental Cream și vei avea senzația plăcută și proaspătă. Formidabil! Nu mai stați pe gânduri, sunați acum! Și comandați o pastă de dinți și veți primi ca bonus atenție 8 săpunuri. E extraordinar. Nu e așa că e nemaipomenit? Ce mai avem aici? Uită-te cu atenție și privește, fe. Acesta este un maiou nelavabil. Produs nou, obținut în laboratoarele Mizerisan. Complet nou, total nou, acest maieu nu trebuie, atenție! Acest maieu nu trebuie spălat niciodată! Niciodată, în tot decursul vieții. Trebuie doar spreiat o singură dată pe trimestru. Sau pe trimestru, da, mai precis. Și trupul dumneavoastră va avea mirosul tuturor aerotimpurilor prin care ați trecut în ultimul an. Ce oferă incomensurabil are Mizerisan. Nu mai pierdeți vremea. Igiena sănătății e în mâinile dumneavoastră. Comandați un maieu nelavabil și veți primi ca bonus toate săpunurile Softfly. Acesta este Exact! Toate produsele noastre sunt concepute sub deviza Mizeria în slujba sănătății.